În acest dosar, Decebal Traian Remeș, ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada aprilie-octombrie 2007, este acuzat de trafic de influență, iar Ioan Avram Mureșan de complicitate. Potrivit rechizitoriului DNA în septembrie 2007, Remeș ar fi primit produse alimentare în valoare de 1.500 de lei și suma de 15.000 de euro de la un om de afaceri. Decizia magistraților nu este însă definitivă. Ea poate fi atacată cu recurs la completul de 5 judecători ai Înaltei Curții de Casație și Justiție. Un alt fost demnitar a fost condamnat la sfârșitul lunii ianuarie, tot într-un dosar de corupție. Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, a primit o pedeapsă de 2 ani cu executare în dosarul Trofeul Calității. Potrivit procurorilor anticorupție, acesta a inițiat și organizat un simpozion intitulat Trofeul Calității în Construcții. În realitate însă, evenimentul ar fi mascat strângerea unor sume de bani pentru campanie electorală a lui Adrian Năstase. Ședința publică din 30 ianuarie 2012, în numele legii hotărăște, în majoritate, condamnă pe inculpatul Năstase Adrian la 2 ani închisoare. Deciziile judecătorilor în ambele dosare au survenit după ani buni de procese, atunci când nimeni nu-și mai imagina că magistrații vor scoate la lumină fapte de corupție.